Bună ziua, dragele, și bine ați venit din nou alături de mine la o lecție de limba și literatura română de clasa 7. În această lecție vom vorbi despre spațiul în textul narrativ. Vă propun să ne reamintim câteva lucruri despre textul narrativ. Acesta prezintă o succesiune de întâmplări în ordine cronologică. Acțiunea din cadrul textelor narrative este plasată, după cum știm, în timp și în spațiu. Spațiul acțiunii mai este numit și cadrul acesteia. Locurile în care se desfășoară acțiunea sunt redate cu ajutorul unor cuvinte sau grupuri de cuvinte numite indici spațiali. Cum descoperim acești indici spațiali? Răspunzând la întrebările unde, de unde, până unde sau încotro. Să luăm câteva exemple de locuri în care poate fi plasată acțiunea. Într-un oraș, în mediul urban sau într-un sat, deci în mediul rural. Acțiunea mai poate fi plasată la munte sau la mare, dar și într-o pădure sau la câmpie. Așadar, la ce pot face referire indicii de spațiu? Ei se pot referi la planete, de exemplu în scrierile science fiction, la continent, la țări, la județi, la oraș, la străzi și așa mai departe. Iată și câteva exemple. Acțiunea se poate petrece pe planeta Pământ, pe un continent precum Africa, într-o țară precum România, într-un județ precum Maramureșul, într-un oraș precum Bucureștiul, pe o stradă Azovile și exemplele pot continua. Indicii de spațiu pot fi combinați ca în exemplele de mai jos. Astfel, acțiunea poate fi plasată într-o țară din Africa sau într-un oraș din județul Gorj, de exemplu în Târgu Jiu, pe strada Macului la numărul 15, într-o localitate de munte din județul Brașov sau în județul Neam. În bază, o narațiune în care realul se îmbine cu fabulosul, cadrul întâmplărilor este vag, imprecis. Spațiile în care se desfășoară acțiunea sunt indicate succint. Acestea au valoare generală. Acțiunea se poate petrece la o curte împărătească, într-o pădure, dar în același timp pot avea o anumită semnificație. De exemplu, pădurea este un loc al pericolelor sau un loc de trecere între lumea oamenilor și lumea creaturilor supranaturale, iar munții pot reprezenta tărâmul zânelor. Acum am o provocare pentru voi. Vă propun ca până data viitoare să creați o narațiune de minimum 150 de cuvinte cu o temă la alegere în care acțiunea să respecte următoarele coordonate spațiale. Să se petreacă acțiunea pe strada creației, în orașul poeziei, în țara imaginației. Mult succes cu această narațiune! Ați ajuns la finalul acestei lecții și vă felicit! Nu uitați, pentru ca o narațiune să fie reușită, spațiul în care o plasați trebuie ales și prezentat cu grijă. La revedere!